cinstim și pe Sfântul Mitropolit Andrei Șalună, Mitropolitul Transilvaniei și pe Episcopul Flumențiu, Episcop al Etiopiei. Și iată cum o seară de duminică, dar mai ales în ajunul de 30 noiembrie, ne reîntâlnim pentru a aduce slavă lui Dumnezeu și Sfinților și Sfinți protectori ai fiecăruia dintre noi pentru că le purtăm numele, dar iată că românii au un ocrotitor. Cel care a încreștinat părțile și țara voastră. Despre Sfântul Apostol Andrei am avea impresia că nu știm foarte multe lucruri. Însă am putea scrie câteva cărți despre viața acestui apostol întâi chemat și în această seară vom vorbi despre Sfântul Apostol Andrei, întâiul chemat ocrotitorul României și a tuturor românilor. Iar mâine, la Sfânta Liturghie, vom vorbi despre Sfântul Mitropolit Andrei Șalună. O personalitate unică în sfera și în partea Transilvaniei, cel care s-a luptat pentru păstrarea credinței creștini ortodoxe, mai ales într-o zonă în care se încerca impunerea altor credințe celor care s-au născut creștini ortodoxi. Cel care a ajutat tinerii să facă școli un an și le-a dăruit burse. Iată, vorbeam de trei duminici despre milostenie. Un chip minunat de milostenie este Sfântul Andrei Șalună, Mitropolitul Transilvaniei, dar vom vorbi mâine dimineața la Sfânta Liturghie. Acum vorbim despre Sfântul Apostol Andrei. El era frate cu Sfântul Apostol Petru, pe care îl chema Simon. Iar tatăl lor se numea Iona. Și era pescar, era sărac și a învățat pe copiii lui ca să-și câștige pâinea cea de toate zilele, i-a învățat meșteșugul pescuitului. Andrei Apostolul a ajuns să fie ucenic al Sfântului Ioan înainte Mergătorul și Botezătorul Domnului. Dar să știți că Andrei s-a născut în apropierea Mării Galilei, în Betsaida, acolo unde s-a născut și Filip, un alt apostol al Domnului Hristos. Și a ales Simon să se căsătorească și nu o să dau foarte multe detalii pentru a nu vă reține. Încerc să mergem cu un fir roșu al vieții Sfântului Apostol Andrei, cât mai concis. De Sfântul Apostol Petru s-a căsătorit și Andrei a ales să aibă viață feciorelnică, să-și dea întreaga viață, trup și suflet lui Dumnezeu. De aceea, când a auzit că a ieșit un proroc mare la propovăduire, l-a urmat și se crede că alături de el a fost și Ioan, care mai apoi va fi cel care a scris Apocalipsa, cel care și-a plecat capul pe umărul Domnului la cina cea de taină, cel care mai apoi a fost lângă crucea Domnului, împreună cu Maica Domnului. Deci l-a urmat Andrei pe Ioan Botezătorul. Și să știți, iubiții mei, că Ioan Botezătorul a
Dar faptul că el s-a născut dintr-o familie arhierească, Zaharia era slujitor la templu. Și mai mult decât atât, s-a născut din Elisabeta, cea care era numită Stearpă. Așa era numele ei. Elisabeta, cea Stearpă. Și Dumnezeu a făcut milă cu Elisabeta și a zămislit pe Ioan, care apoi va deveni înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Deci se bucura Ioan de o mare cinste la popor, pentru că avea această origine. Și l-a urmat Andrei. Dar ne spune Sfânta Scriptură că Ioan mărturisea că El nu este Hristos. Și când Domnul a trecut prin râul Iordan, i-a spus ucenicului Andrei, pe acesta să-L urmezi. Eu de acum trebuie să mă cobor, iar acesta să se ridice. Și-L urmează Andrei pe Domnul, iar Domnul îi spune, păsările au vizuit, dar Fiul omului nu are unde să judece capul. Îi spune, îl trimite pe Andrei pentru o vreme de la el. Pentru că Domnul se urcă în muntele Ispitirii, în muntele Carantanii, timp de 40 de zile. Dar apoi vine Domnul în întâmpinarea lor să îi găsească, să îi pescuiască din apropierea Mării Galilei și pe Andrei, cu care vorbise puțin, dar și pe Simon Petru. Că doar Andrei îl cheamă și apoi pe Simon și spune, vino să vezi pe Mesia. Nu spune, vino să vezi pe un Mesia, ci vino să vezi pe Mesia, cel pe care noi îl așteptăm de mii de ani. Și acolo, la Marea Galilei, îi cheamă pe cei doi ca să le fie ucenici. Ca să fie ucenici și pescari de oameni. Spuneam că Simon și Andrei s-au născut în Betsaida, care în traducere înseamnă cetatea vânătorilor. Iată cum Simon și Andrei au devenit vânători, pescari de oameni, pentru că Domnul mai apoi îi va trimite în lume. Și avem de nenumărate ori prezentat pe Sfântul Apostol Andrei lângă Domnul. Și noi îl reprezentăm din iconografia noastră pe Sfântul Apostol Andrei mai în vârstă decât ceilalți apostoli. Pentru că este întâiul chemat. Pentru că este cel care a mărturisit apoi, după întemeierea Bisericii, pe Hristos Domnul. Trec mai repede cu istorisirea din viața Sfântului Apostol Andrei. El a fost prezent la toate evenimentele. A fost alături de Domnul Hristos la învierea lui Lazar. Toți apostolii erau prezenți. Deci iată că a văzut că Iisus Hristos făcea minuni, că El este Mesia. De aceea, atunci când, după întemeierea Bisericii, s-a tras la soț, ca fiecare să meargă într-o parte a lumii, ca să propovăduiască, Sfântului Apostol Andrei i-au ieșit soții să meargă în părțile Asiei, așa cum se citea din epistolele Sfântului Apostol Petru, acum, în seara aceasta, la vecerie. Și a fost în părțile Bitiniei și la Nicea, acolo, în apropierea Bosforului, în partea de est a Constantinopolului, și a urcat cu propovăduirea până în Tracia și a avut sorți să propovăduiască și în Grecia și în Tesalonic. Și a săvârșit multe minuni.
chiar a înviat morți. A fost chinuit și Sfântul Apostol Pavel ne spune atât de frumos ce chinuri au trăit toți apostolii. De câte ori au fost bătuți, de câte ori au fost chinjuiți. Spune Sfântul Apostol Pavel, corabia de câteva ori s-a sfărâmat și era să ne legăm să murim. Așa s-a întâmplat cu toți apostolii. Sfântul Apostol Andrei, vă spun așa, una din multele minuni, ajungând în Sinopiu, acolo, văzând necredința oamenilor, a săvârșit minuni și avea și ucenici și săvârșea, punea preț pentru a face plângerea pâinii, care mai apoi noi am dus-o mai departe săvârșind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Când Domnul spune, luați, mâncați, beți dintr-o acestă toți. Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. A pus preot pe Tadeu și pe Matias, cel care a fost ales al 12-lea apostol în locul lui Iuda, Iscariotean. Și acolo în Sinopii, atât de tare și de greu, l-au bătut, l-au chinuit, l-au schingiuit, că ne spune tradiția că era foarte mort. Și l-au închis și au spus că va muri. Și locuitorii acestui oraș Sinopii se bucurau de moartea lui Andrei. Dar s-a arătat Domnul Hristos și l-a vindecat, nemai rămânând nicio rană pe chipul și pe trupul lui. Arătând că este vindecător al sufletelor și al trupurilor. Și dimineața s-a prezentat Andrei Apostolul în cetatea Sinopii și a propovăduit pe Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, Domnul sufletelor și al trupurilor. Și s-au minunat toți cum cel pe care ei îl bătuseră o seară înainte și l-au lăsat mort aproape. Cum acum nu avea niciun semn și nici o vătămare trupească pe trupul lui. Și mulți au devenit creștini, au îmbrățișat botezul creștin. Avem pe Sfântul Apostol Andrei prezentat și la Sinodul din anul 50, Sinodul Apostolic de la Ierusalim, când s-au adunat toți apostolii, venind de la toate marginile Pământului, au venit ca să se sfătuiască. Și acolo a fost invitat și Pavel Apostolul. Dar mulți dintre apostoli nu doreau ca Pavel să vină, pentru că auziseră ei că Pavel chinuia biserica, îl chema Saul înainte, dar și el s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, când i-a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și apoi a primit Saul botezul și l-a chemat Pavel și a devenit apostolul neamurilor. Și Petru, apostolul, verhovnicul, a insistat în sinodul apostolilor să vină și Pavel, spunând că iată cât bine face el acum bisericii. Și a venit și al treia apostolul. Ei s-au întâlnit pentru a discuta despre botez. Dacă se cuvine să mai multe lucruri s-au discutat, dar unul din cele mai importante, despre botez. S-au discutat dacă trebuie să se boteze evrei care erau tăiați împrejur, dar să se boteze și cei care erau de alt neam, cărora li s-a cere să se facă tăierea împrejur și apoi să primească botezul. Ați înțeles? Și au hotărât acolo că nu mai e nevoie de tăiere împrejur pentru a primi taina botezului. Pe scurt, vă relatez. Deci atât că a venit aici și Sfântul Apostol Andrei. Iar moaștele Sfântului Apostol sunt în Patras. Și el și-a săvârșit sfârșitul, acuzat fiind pe nedrept,
sfârșit multe minuni și a înviat copilul unei văduve, rugându-se Domnului și a putea povesti multe minuni, însă a lăsat acele minuni sfârșit. Dar s-a sfârșit din viața aceasta pământească, pentru că noi știm, toți știm despre crucea Sfântului Apostol Andrei. De ce? Pentru că acolo când el a fost pironit, i-a spus prigonitorul că îl va pune pe cruce, așa cum el mărturisea despre Hristos, cel care a fost răstignit pe cruce și care a înviat. Și a spus atunci Andrei. Andrei înseamnă bărbat, Anir Andros înseamnă bărbat, bărbăție. A spus cu multă tărie, mie nu mi-e frică să fiu răstignit pe cruce. Pentru că Domnul pe cruce a fost răstignit. Dar eu nu sunt vrednic. Auziți? Eu nu sunt vrednic să fiu răstignit pe cruce. Cum Domnul a fost pregătit pe cruce. De aceea a arătat acelui prigonitor pe ce fel de cruce să răstignească cu capul în jos și și-a dat sufletul în mâna Stăpânului, în mâna Cerului, în mâna Mirelui Ceresc pe care l-a slujit. Să știți, iubiții mei, că apostolii pe care noi îi cinstim cu multă slavă, le dăm o dragoste deosebită. Ei au slujit Domnului, dar au suferit. Grozave. Citiți epistolele Sfântului Apostol Pavel, citiți epistolele Pauline sau ale Sfântului Apostol Petru sau ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Și veți vedea acolo câte chinuri și suferințe au trecut pe trupurile apostolilor pentru a primi bucuria și coroana neveșnicită a Mării. Să nu uitați că Sfântul Apostol Andrei a venit și la adormirea Maicii Domnului, pe norii cerului a dus. Deci iată că au participat la atâtea evenimente frumoase, au săvârșit minuni, au suferit chinuri prigonii, dar pe Domnul l-au mărturisit toți. Unul în India, Apostolul Toma, Apostolul Pavel în Grecia de astăzi mai ales și nu numai, a făcut trei călătorii misionare Sfântul Apostol Pavel, nu ca și azi, cu mijloacele de transport de azi, ci pe jos, cu căruța, cu vapoarele, cu corăbile pe apă, pentru a duce mesajul și cuvântul Evangheliei cât mai departe, să ajungă în toate colțurile Pământului. De aceea, dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi, pentru că ne-am rugat împreună, pentru că noi îl avem pe Sfântul Apostol Andrei ca om protitor al românilor. Și noi citim în calendar despre Sfântul Apostol Andrei că este un protitorul României. Și așa este. Dar este și al nostru, al românilor plecați peste munți și voi care au plecat în Italia, unii au plecat în Spania, în Irlanda, în Anglia, în Canada, în America, în Franța, în Grecia, în Australia, în Japonia, în China. Ne-am împărțit ca și apostolii, dar trebuie să ducem asemenea apostolilor Cuvântul lui Dumnezeu în orice colț al lumii. Să mărturisim că suntem creștini. A fi creștin nu înseamnă a impune cuiva credința noastră. A fi creștin înseamnă a da mărturie prin propria viață. A fi milostiv, a fi rugător, a fi postitor, a cere lui Dumnezeu ajutor pentru toți bolnavi, indiferent de neam și de credință, să pui o rugăciune pentru sufletul cel necăjit și întristat, este un act de jertfă.
pentru că pui os pe os pentru semenul tău. Iubiți credincioși, să ne bucurăm cu toții că l-avem pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitor al românilor, al tuturor românilor. Și mai mult decât atât, să ne gândim la viața lui curată, la viața lui feciorelnică, pentru că a păzit poruncile încă din tinerețe. A fost cinstit, curat. Și urmându-l pe Sfântul Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, a învățat de la acesta ce înseamnă cu mult mai mult ce înseamnă curăția trupească și curăția sufletească. Deci iată cum Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul nostru. Pentru că propovăduind doar în Bitinia, propovăduind în Asia, el a ajuns și în părțile noastre, în părțile Mării Negre, în Tracia. Și acolo avem atâtea toponime. Avem peșterea Sfântului Apostol Andrei, unde se săvârșește fiecare an pelerinaj de toți românii cu această ocazie. Avem locul unde el a trecut și a dormit și patul unde el s-a întins. Și avem râuri și localități. Și în această zonă a țării, în Dobrogea, mulți dintre creștini poartă numele acestui Sfânt. Iată, cu această ocazie, vă doresc și eu tuturor, celor care purtați acest frumos nume, multă sănătate și duceți acest nume cu multă bărbăție. Andrei înseamnă bărbăție, curaj. Dar exemplul lui de apostol ne îndeamnă și la curăție, la o viață cinstită, la o viață curată. Doresc tuturor celor care poartă acest nume, Andrei, Andreea, multă sănătate. Avem și noi în biserică pe Andrei, cel care ne cântă la stradă și ne slujește la ta de atâtea ori și din viețile. Îi dorim multă sănătate tuturor celor care sunteți acasă și aveți copii sau părinți cu numele acestea frumoase, Andrei, Andreea. Vă dorim tuturor sănătate, întru mulți și fericiți ani.